Doi tineri de 18 și 19 ani au fost spulberați de un taxi de pe o trecere de pietoni din municipiul Făgăraș. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În înregistrarea surprinsă de o cameră de supraveghere se vede impactul deosebit de violent. Tinerii au fost luați în plin de mașina care nu a încetinit la vederea trecerii de pietoni. În urma accidentului, fata și-a pierdut cunoștința. Victimele au răni serioase și au rămas internate în spital. Șoferul nu băuse alcool înainte de a se urca la volan, dar poliția a deschis un dosar în acest caz.